Suntem la un depozit de pesticide, fost liad chimicat de pe vremea unui sovietic. Uitați-vă în ce stare este. Uitați-vă voi de ardezii sunt deasupra, care sunt foarte periculoase pentru sănătatea noastră. Noi verzi suntem aproape de problemele oamenilor. Nu dorim aceste dezastre ecologice pe teritoriul nostru, pentru că ele ne afectează foarte mult. Este ucigașul tăcut care ne omoară zi de zi sănătatea noastră. Noi vrem ca conducerea să ia măsuri și noi verzi suntem capabili să rezolvăm aceste probleme. Dar sunt mirosul specific, toxic. Asta e fostul depozit de chimicale de la Pepeni, de la colhozul Karl Marx, deasupra satului Pepeni, încolo în vale, tot satul Pepeni, Răzălăi, încolo în vale, Sloveanca și după aceea satele Căzănești, Brânzeni, din raionul Telenești. Aici, deasupra satului, se țineau mii de tone de grășăminte, pesticide, erbicide și alte chimicale folosite în agricultura intensivă de atunci. Solul de atunci e contaminat și acum, iată, după ploaie, miroase a chimicale. Aici deja nu mai sunt chimicale, decât ce sunt impregnate în piatra de la depozitul ăsta și în solul ăsta de deasupra satului. Aici trebuie o investiție serioasă, trebuie găsit niște milioane ca solul ăsta să fie ras de aici, eventual băgat undeva unde să nu contamineze apele de suprafață. Înțeleg că poate să ne ajute NATO în chestia asta. Cine? Da, NATO oferă programe speciale pentru reciclarea acestor deșeuri. Și noi verzi suntem de acord să colaborăm cu ei, pentru că noi nu avem specialiști care să ne ajute în reciclarea acestor deșeuri. Și nici fonduri, că ne se fură o grămadă de bani și nu prea ne ajunge nici de sănătate, nici de educație. Dar dacă ne-ar ajuta țările bogate, cele mai multe de NATO, am scăpat de otrăvurile astea. Iată, la Pepeni, chiar deasupra satului, stă depozitul, fostul depozit cu sol contaminat. Na, foi de ardezii pe toate casele din Pepeni găsești. Na, foarte puține sunt cu tablă sau cu oale din lut, din ciment, dar cu ardezii de asta, de azbest, cam toate casele. În Europa de mult s-au interzis și la noi s-a interzis. Dar nici nu se face vreun efort ca oamenii să scape de ardezia cu azbest, care s-a constatat că poate fi cancerigen. Da, oamenii. Sunt conform. Da, iată, și plantații de viță de vie alături de solul ăsta. Dar eu nu mai spun că toate apele de aici scurg în sat. Că satul e fix în vale. Aici e pe vârful dealului depozitul ăsta. Cine l-a gândit așa? Nu știu la ce s-a gândit. Dar era vreme sovietică și puțin lipăsat de oameni, trebuia să aibă roadă mare. Și mă bucur că colegele mele verzi, ecologiste, s-au interesat de problema asta, cum le-am povestit de depozit, cum li s-au prins becușoarele și au zis da, asta e domeniul nostru. Mergem să vedem și noi. Și noi, verzi, avem soluții pentru a rezolva aceste probleme. De aceea, votați-ne pe 11 iulie. Trebuie să devină în Parlament în sfârșit oameni pentru care aceste probleme specifice de sănătate publică să devină prioritate. Să se ocupe cineva într-adevăr de ceea ce este important pentru societatea noastră. Este necesar ca în Parlamentul Republicii Moldova să se regăsească și ecologiștii. Votați-ne pe 11 iulie 2021 la alegerile parlamentare anticipate. Partidul Verde Ecologist, floarea soarelui. Ecologiști și ecologiste. Suntem un partid progresist în care mai mult de jumătate din candidate pe listă sunt femei. Eu fac parte din minoritatea de 48% candidați bărbați. Toți trei suntem primii pe lista Partidului Verde Ecologist, membri ai Partidului Verde Ecologist sau simpatizanți ca mine, activiști civici, îngrijorați de soarta țării, de soarta solurilor, de soarta oamenilor, că preocuparea noastră e și drepturile omului. Nu întâmplător, sloganul de anul ăsta e verde pentru sănătate și viitor. Suntem într-un turneu electoral în Nord. Ieri am fost în satul de baștină al Nataliei. Petrunia. La Petrunia, Glodeni. A fost și în orașul Glodeni și în orașul Bălți. La Bălți și la Glodeni nu ne-a plouat, nu ne-a înglodat așa cum ne-a înglodat azi la Pepeni la piață.
cum s-a terminat vremea de piață și am ieșit din sat, a ieșit soarele. Să vedem cum o să ne aștepte baștina Olga, Soroca. Mergem la Nistru acum, la Soroca, la amiază ne întâlnim la cetate. Da, nu ne temem de ploaie, dar să tem oamenii și nu prea să apropie de noi pe timp de ploaie, că le plouă din umbrelă. Ne vedem la Soroca. Noroc!